Pacea Domnului! Astăzi, vineri, 20 martie 2020, am intrat la rugăciune împreună cu mama mea, o soră și o prietenă la ora 21. Am lăudat pe Domnul, am citit din Cuvântul lui Dumnezeu și ne-am rugat. În timpul rugăciunii am simțit o cercetare deosebită și mi s-a schimbat vorbirea în alte limbi, într-o italiană pură și cursivă. Vă mărturisesc că nu cunosc această limbă. După rugăciune, celelalte fete s-au retras, iar eu am avut un sentiment puternic să rămân în continuare în rugăciune. Știam că oarecum la ora 23 urma să intru în rugăciune cu grupul. M-am pus pe genunchi și am simțit o durere în piept. Am continuat să mă rog. Din nou am început să vorbesc în limba italiană și fără să vreau am început să plâng, un plâns cu durere și jale. Atunci am simțit cum cineva mă atinge pe umăr. Am deschis ochii, am crezut că a intrat cineva în cameră. Era Domnul, a plecat lângă mine și plângea și el. Mi-a spus că vreau să-ți arăt ceva. Acea durere în piept o simt și eu. Hai să înțelegi de ce. Am văzut împreună cu el, într-o încăpere imensă, unde erau foarte mulți morți. Nu pot să știu numărul. Mi-a spus, suntem în Italia. Domnul a întins mâna deasupra lor și plângea. Am trecut mâna ca și cum ar scana și s-a oprit în dreptul unui suflet și din degetele mâinii sale s-a ridicat ca un vâl lung și transparent, care l-a înălțat la cer. Am văzut că din acelea mulțime, doar foarte puține, extrem de puține persoane au putut să se ridice așa la cer. I-am văzut doar două. În acest timp, el nu se mai oprea din plâns nici eu. Am repetat mereu, moartea e reală. Apoi, am văzut deasupra țării noastre. Era noapte întunecată. Am văzut multe lumini, mai mari, mai mici. M-a oprit într-atât încât pot să văd ce sunt aceste lumini. Mi-a spus, aceste sunt altarele care se ridică în casele copilor mei. Atunci am văzut mai bine unele altare. Erau doar câteva cărămizi ridicate și deasupra ardea foc. Altele erau bine zidite și înalte. Focul era mare. A spus, acolo unde sunt aceste altare, în aceste corturi, fiindcă au ridicat focul înaintea mea, nu vor fi atinși. Este semnul între mine și ei. Am întrebat, Doamne, și eu, cortul meu? Mi-a arătat și altarul meu. Era jos, doar din două rânduri de piatră, dar ardea focul deasupra și mi-a spus, cu cât vei zidi mai mult, cu atât focul se va înălța mai sus. Apoi a desfășurat un sul de hârtie, dar era de pânză, pe care erau gravate niște litere, un scris pe care nu l-am înțeles. A spus, acest sul se va desfășura în scurtă vreme, în următoarea perioadă, și copiii mei vor înțelege. Copiii, în a căror caz, le vezi aceste focuri aprinse pe altar. Celorlalți, chiar dacă le va fi desfăluită această taină de lucrare, nu vor înțelege până la vremea înfăptuirii. Apoi mi-a arătat steagul Spaniei și harta acestei țări și am pășit pe teritoriul acestei țări. Eu am înțeles că ce este acum atât de real în Italia se va întâmpla în Spania. Am întrebat, Doamne, dar România? A spus, nu am îngăduit încă niciun caz de deces din pricina acestor rugăciuni care s-au aprins în multe corturi. Dar, la fel, era foarte multe, chiar zone întregi, unde era întuneric, besnă totală. Aproape de ora 24 am revenit. Am intrat în camera fetelor plângând în hohote. Eu, care am râs și am fost mereu optimistă, s-au speriat. Nu au înțeles ce se întâmplă cu mine. M-a auzit și mama plângând, a venit și ea. Mi-a spus și lor, Domnul e aproape. Mi-a spus, mă vrea îmbrăcată, cu îndoită putere. Să cer în fiecare zi aceasta, pentru că voi avea nevoie și mi-a spus că să rămân la această stare de rugăciune mereu, pentru că aici mă voi întări și vrea să-mi descopere taine în vederea pregătirii poporului său. Am spus, Doamne, cu mine chiar, eu sunt nesemnată, atât de mică și slabă. A spus, mai sunt ca tine și prin ei voi face lucrări de ridicare în vremea aceasta, pentru că eu aleg. Înainte de această lucrare, cu două zile, am simțit ceva deosebit și nu știu ce. De aproape 5 săptămâni, în fiecare noapte, Dumnezeu îmi arată vedenii și vise sau trăiesc peste zi experiențe cu Dumnezeu pe care nu le pot descrie în cuvinte. Inclusiv la locul de muncă,
Eu sunt pe Terese, am atâta pace, nu mă tem de nimic, știu că Dumnezeu e cu mine, îl simt. E vremea pocăinței reale, a trezirei conștiințe, eu simt că vine Domnul. Doamne, ajută-mă să fiu pregătită și împreună cu mine toți copiii Domnului și familiile noastre. Vă iubesc în Domnul și vă doresc să rămânem aproape unii de alții și de Domnul, orice ar fi. Ridicați altare, să nu stingem focul.